Wow, Massimo! A fost incredibil! Oh, bună, Carl! E rândul tău acum? Carl, cineva are nevoie de ajutorul tău. Mai bine te-ai oprit deocamdată din exersat cascadorii și ai merge acasă chiar acum. E Carrie! E la cursa rațelor pe canal! Se pare că toate rațele sunt blocate în ceva din apă și încep să se adune grămadă. Oh, dacă apa dă pe afară, va fi inundație! Carl, apa crește tot mai mult și mai mult. Poți ajuta? Minunat! Să mergem! Sunt atât de multe rațe care se adună grămadă, care ar putea fi problema? Ia te uite la tot gunoiul de pe canal. Ce ai vrea să faci? În ce te vei transforma? Ești un super camion de gunoi! Fantastic! Nimeni nu ar trebui să arunce gunoi nici în apă, nici pe stradă. Pentru asta sunt tomberoanele de gunoi. Super camionile, ar putea fi nevoie să lucrezi mai repede. Apa e în continuare foarte mare. Uf! A fost lucrece? Minunată treabă, supercamionule! Acum canalul e curat. Rățuștele de cauciuc se mișcă binișor acum. Iar apa a scăzut din nou. Oh, nu! O mașinuță încearcă să împingă o rață de cauciuc cu roata sa. Va cădea înăuntru! Grăbește-te! Nu poate pluti! Are vesta de salvare! E în regulă! Ai reușit, super camionule de gunoi! Minunată treabă! Supercamionule, uite un premiu! Pentru că ne-ai învățat că dacă punem gunoiul unde trebuie, vom avea o planetă mai curată și mai sănătoasă! Bună, prieteni! Luați o gustărică! Oh, vă imaginați forme în nori? Cât de interesant! Wow! Racheta asta chiar știe ce face. Uite, micul Rocky e și el. Incredibil! Atenție, Ben! Dați-vă înapoi mașinuțelor. Oh,
Asta nu va ține multă vreme. Mai bine îl chem pe supercamion chiar acum. Car! Ben e în pericol. E pe cale să cadă. Grăbește-te! Supercamionul? Aici erai! Oh, Ben alunecă din cauza sucului! Mai bine ai gândi repede! Bine gândit! Un super camion platformă! Oh, dați-vă înapoi, prieteni! Stai liniștit, Ben! Grăbește-te, super camionule! Oh, nu! Asta e cea mai mare înălțime la care poți ajunge? Aproape ai ajuns! Haide, super camionule! Încă puțin efort! Ben! Curaj, super camionule! A fost cât pe ce! Bună treabă, super camionule! Ce ușurare! Nu-i așa mașinuțelor? Oh, vreți jos? Dar cum ați ajuns acolo? Ah, înțeleg, ce drăguț din partea lui Penny. Dar a plecat înapoi la muncă. Platforma supercamionului e prea scurtă. Ce părere ai, supercamionule? Asta e figura de idei. Oh, o saltea uriașă. Păi, mașinuțelor, va trebui să săriți. Da, ascultați-l pe Ben, mașinuțelor. Ar trebui să fie distractiv. Oh, vrei tu mai întâi? E foarte curajos din partea ta. Gata? 3, 2, 1. Oh-oh. Pare foarte distractiv, nu-i așa? Cine urmează? Oh, ce surpriză! Păi, minunată treabă, supercamionule! Oh, cred că începe să vă placă mașinuțelor! Chiar ai salvat situația, Carl! Ne vedem data viitoare! Bună, Frank! Dar unde te grăbești așa? Mătică să mă... Înțeleg! Terry a pregătit o prăjitură nouă. Da. Deci acolo mergeți cu toții. Atenție! Ești bine, Frank? Lasă-mă să-l chem pe supercamion. Carl, aici era. Frank a căzut în mijlocul străzii. Trebuie să-l ajuți să se ridice înapoi pe roate.
Gary lansează o prăjitură nouă astăzi, așa că toată lumea vrea să o încerce. Frank mergea înspre Gary, dar a căzut. Are nevoie de ajutorul tău. Trebuie să te transformi. Un camion arc? Cât de interesant! Haideți să-l găsim pe Frank! Wow, incredibil! Wow, oh, acum te dai mare! Dar amintește-ți, ești într-o misiune! Aici! Frank, stai liniștit! Supercamionul e aici! La ce te gândești, supercamionule? Oh, vei încerca să-l ridici pe Frank folosindu-ți superarcurile? Hai să încercăm! Ai auzit asta, Frank? Te vom pune pe roate cât ai clipi! Stai liniștit, Frank. Găsim noi o soluție. Oh, văd că ai o idee. Bineînțeles. ST-3000. Ce ar trebui să se întâmple? Un magnet gigantic, impresionant. E rece, Frank? Ești gata, Frank? Stai liniștit. Gata, supercamionule? 3, 2, 1. Din nou? 3, 2, 1. Funcționează! A fost cât pe ce? Sper că a mai rămas puțină prăjitură. Uite! Bună, Terry! N-ai mai văzut niciodată un camion arc? A mai rămas cumva puțină prăjitură pentru cei doi prieteni ai noștri? Wow, Terry! Atât de delicios! Și chiar e delicios! Ne vedem data viitoare! Aveți un concurs de mâncat înghețată? Wow! Cred că ți-a înghețat creierul! Wow! Ha, ha, ha. Walter, ai pățit-o destul de rău! Hei, Carl! Cred că e o problemă! Mai bine merge să verifici! Wow! Se pare că Billy a fost hipnotizat de ritmul bilei lui Dane. Billy a fost hipnotizat și distruge totul în cameră. Mai bine l-ai oprit înainte să facă ceva periculos. I-ai spus să dărâme tot? Vorbeai despre proiectul tău de construcție. Cred că Billy a înțeles că vrei să dărâme tot din oraș, pentru că era hipnotizat.
Așa e. Hai să curățăm orașul și să-l oprim pe Billy. Ai alunecat pe o coajă de banane? Stai liniștit! Supercamionul îl va opri pe bine! Jerry, atenție! Se pare că cineva e blocat! Walter, ești bine? Casca te-a protejat! Cred că e foarte puternic. Poftim? Billy se îndreaptă spre cristalul puterii. Supercamionule, se îndreaptă spre cristalul puterii. Dacă îl lovește, orașul a cam încurcat-o. Așa este, Walter. Supercamionul trebuie să-l încetinească pe Billy. Încetinește! Înghețarea creierului te poate încetini, nu-i așa? Bineînțeles! Îți poți folosi raza. Asta l-a vindecat de hipnoză. Billy, erai hipnotizat. Supercamionul a trebuit să te vindece mai întâi. Supercamionule, se întâmplă din nou. Mai bine ai face ceva. E un spectacol de hipnoză. Billy a fost hipnotizat să creadă că Walter e o înghețată? Atenție, Walter!